În timp ce Polonia anunță întoarcerea polonezilor acasă, noi salutăm în continuare plecarea românilor în străinătate. Premierul Poloniei spune că în ultimii doi ani mai mulți polonezi s-au întors acasă din Marea Britanie, Irlanda și Germania decât au plecat din țară. Cred că este pentru prima dată din 1956 când avem un flux net de oameni, spune premierul polonez Mateusz Morawiecki. Potrivit biroului de statistică polonez, în 2019 locuiau în străinătate peste 2,4 milioane de polonezi. Premierul Poloniei crede că polonezii vor înceta să mai emigreze în câțiva ani pe măsură ce salariile cresc în țara lor. Iar estimările indică faptul că polonezii mai au nevoie doar de 18 ani pentru a ajunge cu salariile la nivelul mediei din Uniunea Europeană. Aceasta este situația din Polonia, fericită. Acum să revenim la situația din România, conform unui studiu OLEX, în aprilie. Cele mai căutate joburi erau cele pentru munca în străinătate. Aceste poziții pentru un job în afară se ocupau în 10 zile, în timp ce pozițiile interne pot să stea deschise și 2-3 luni. Deși salariile s-au dublat în ultimii ani, românii continuă să-și dorească să plece la muncă în afară sau de tot. Mulți au crezut că această criză COVID va inversa acest trend, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Foarte multă lume pleacă supărată din România, considerând că sunt mai bine apreciați în afară, că pot avea o viață mai bună față de lupta de zi cu zi pe care trebuie să o duci în România. Nu atât cu banii, cât cu societatea în ansamblul ei, începând de la lupta cu statul, care ia taxe și impozite, dar care nu face nimic cu acești bani pentru societate, până la relațiile interumane. Deși au crescut substanțial în ultimul deceniu, salariile din România sunt încă cu mult sub media europeană, chiar dacă toată lumea spune că munca din afară e aceeași cu munca din România. Dacă polonezii își repatriază compatrioții, noi continuăm să pierdem români. Bine că importăm indieni, nepalezi sau sirilanchezi.